Sistemul pensiilor private din România a evoluat în ultimii ani și a avut o evoluție solidă, în ciuda problemelor generate de pandemia de COVID-19. Numărul participanților crește de la un an la altul, iar acest lucru arată faptul că pensiile private, fie că sunt administrate privat, facultative sau ocupaționale, reprezintă o soluție foarte bună de economisire pe termen lung. Scrisoarea anuală este o obligație de informare pe care administratorul unui fond de pensii private o are față de participanți. Acesta trebuie să informeze în scris în fiecare an fiecare participant despre activul personal al acestuia, numărul de unități de fond deținute și valoarea lor, precum și date despre situația financiară a societății de administrare. Transmiterea acestor informații se face la ultima adresă de corespondență comunicată de participant până la data de 15 mai a fiecărui an pentru anul precedent. De aceea, este foarte important să transmiteți administratorului orice modificare a datelor cu caracter personal. Administratorul trebuie să publice săptămânal în a doua zi lucrătoare a săptămânii pe pagina sa de internet pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente informații privind valoarea activelor fondului, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond. Trimestrial, administratorul trebuie să calculeze, să raporteze ASF și să publice pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate a fondului de pensii.